poate totuși găsesc ceva. Bună ziua! Bună ziua! Eu pot să mai aștept, meștere. Și zi, nu se mai poate face nimic cu butucul ăsta? Nu prea. Ca să o poți întrebuința, pot să-i agăți un cârlig. Cârlig? Da. E o soluție. Și ce se fac cu cârligul? Să te poți agăța de ceva, să ridici o târnă, un coș. Când să vin după? Păi, tot într-o dimineață, poate chiar mâine. Și cât mă costă, meștere? Las că ne înțelegem noi. Bine, sănătate. Sănătate. Noroc. Sănătate. Dumneavoastră, domnișoară? Vin din partea lui Matei Basarab. Trebuie organizată întâlnirea între Berjan și omul de legătură din București. Nu te-ai culcat, tată? Nu, repar clanța asta. Am vrut și eu să repar, dar mama nu m-a lăsat. Păi, foarte bine, ce te pricepi tu la clanță? De ce nu? Ești necăjit, tată. De ce crezi asta? Se vede. Poți să te ajut cu ceva? Nu, nu, hai, du-te și te culcă. Da, totuși, știi ce mi-ai spus acum câteva zile? Că ești mândru de mine. Îți spun și acum. Atunci de ce nu-mi spui ce te frământă? De câteva zile stai bosunflat de parcă... Sau crezi că nu merit să discuți cu mine? Îți spun, da... Da. A venit cineva de la București care vrea să vorbească cu Bejan. Înțelegi? Nu putem să scăpăm de codița lui Bejan. De la care îl urmărește? Dar tu de unde știi asta? Știu. Când am venit să-ți aduc mâncare, l-am văzut pe Bejan urmărit de un om în civil. De unde știi că-l urmărea? Păi, l-am văzut. Da. Mă, tu ai oi buni. Și știu să mă folosesc de ei. Doar nu era să merg adormita pe stradă, nu? E, asta e. Cum dracu scăpăm de codiță? De ce să nu sară gardul depoului? Cine? Bejan! Traversează liniile și prostul așteaptă la poartă. Nu, nu, nu se poate. Poliția depoului are informatori. În afară de asta, Bejan a fost eliberat cu condiția să nu părăsească locul de muncă. Altfel va fi din nou arestat. El a fost eliberat provizoriu, din lipsă de probe, înțelegi? Da, înțeleg. Am mai pus niște scânduri pentru geamul ăsta, iar pentru ușa alealtă să vedem dacă... Bună ziua, nenea Balica! Petru, bună, Andreea! Da, e în curte, l-am pus să aleagă niște scânduri. Du-te la el. Da, acum să vedem dacă... Guriță! Salut! Știu de ce ai venit. Nu cred. Vrei să întoarcem iar orașul pe dos, nu? Nu, n-ai ghicit. Atunci de ce ai venit? Polițistul urmărește pe tata lui Nucă. Cel care a ieșit acum câteva zile de la poliție? Da. Și trebuie să facem în așa fel încât într-o seară să nu mai fie urmărit. De ce? Fiindcă are o treabă și nu trebuie văzut. Aha, îl păcălim ca pe ăla din strada Matei Basarab. Nu! O simplă păcăleală nu ajunge. Trebuie să-l reținem undeva pentru câteva ore sau să-l închidem undeva, nu știu, ceva de genul ăsta. Am înțeles. Ne vedem diseară la triaj. Bine. Ia-i. Aici. Hei! Bună, băieți. Bună. Pune acolo.
las mere. Mulțumesc. Ai venit să ne cumperi cu mere? Hai, mă. Hai să auzim de ce ne-ați chemat aici. Un polițist l-a pălmuit pe Guriță și a hotărât să ne răzbunăm pe el. Mai bine spune tu, Guriță. Mergea pe stradă și m-a agățat un polițist, îmbrăcat în civil. De unde știi că era polițist, dar era îmbrăcat civil? Lasă-l, mă, să vorbească. Zi, mă. Ascultă-mă până la capăt și o să afli. Mă hață de mână, se uită la mine și urlă la mine. Ăsta e! Exact unde l-a bătit atunci barbule la gar. Vreau să fug, dar am dat două perechi de palme și atunci am jurat că o să mă răzbun. După aia m-a ținut de braț până a venit unul ca să mă recunoască. Ăla m-a luat de bărbie, s-a uitat la mine, după aia a zis supărat. Nu e ăsta, bă, dați-i drum. Mi-a dat drumul, dar i-am rămas cu palmele. Poate era chiar unul care a vrut să mă aresteze și pe mine. Trebuie neapărat să facem ceva, dar de unde să luăm? L-am dibuit eu. E același care îl urmărește pe tatălui Nuca. De unde știm noi care-i drumul lor? Până mâine trebuie să facem un plan serios, nu merge așa. Taceți-mă. Los, los! Da, aici se poate. Cum adică? Hai încoa. Da, n-ar fi mai bine să-l tași, mă, din gură. Da, aici e loc. Dar cum i-aducem până aici? Aia, asta se poate aranja. Întrebarea e, cum îl oprim noi aici pe polițist? Cam la ce distanță stă polițistul de Neabejan? Cam la 15-20 de metri. Păi atunci se poate. Îl lăsăm pe Neabejan să treacă și azi după întrecere. Cu ce, mă, cu ce? Păi cu o plasă. Da, dar de unde luăm plasă? Păi plasă... Ce plasă, mă? Nu, nu e bine. Cum să prinzi o plasă? Ce, bați cuie în cărămiz? Unde ați fost, bă? Ce mi-e pierdică mai ceva la cap sau ce ai? Asta e. Am găsit. Dar pe unde am putea să ne ascundem aici? Ia haide să luăm lăzile alea. Luați-o pe asta. Hai, grasule! Ce vreme la casa m-a pus piedică? Zici că tu ai făcut supa asta? Da, tată. Fără sfaturi și fără rețeta mamei? Da, tată. Nu mă crezi? Te cred în stare de orice. Codița-i tot acolo? E tot acolo. Rumegă o scobitoare. E nervos? Mi-ar place să-l am pe locomotivă. Vreo două luni în locul unicoară. Să arunce cărbun cu lopata. Cred că în două ore a și fugit. Vrem, unde lucrează lumea pe Jean? La întreținere, dar de ce? Cine asta? Ah, să nu te prind că te duci pe la el. În secție sunt cel puțin doi informatori. Îl ocolește toată lumea, înțelegi? Și nu se simte prost că nu vorbește nimeni cu el? Așa a hotărât el. Ia, mai dăm. Thank you.
Jean! La voastră sunteți Nena Bejan? Eu sunt. Dar tu cine ești? Eu sunt fata lui Bogdan. Mie mi-a dat pachetul acela în triaj. Eu l-am dus la Gabor, apoi la Sitar. De ce ai venit aici? V-am adus de mâncare. Sunt goale, dar am să le las la dumneavoastră. N-ar fi trebuit să vin. Nu o să stau decât o clipă. Astă seară, după ce se întunecă, treceți pe la barieră. Intrați în triaj prin spăltura zidului. După aceea vă duceți acasă. O să vină tata să vă ia. E foarte important. Eu sunt urmărit. Știu, dar pe la barieră nu o să mai fiți. La revedere. La revedere. Aici. Încercam să... căutam un sac. Văd că l-ați găsit. La ce trebuie? Avem la școală, alergare în saci. Da, alergare în saci, da. De făcut te știu eu pentru alergarea în saci. Intri cu picioarele, nu cu capul. Da, păi... păi încercăm și noi să vedem dacă se poate și așa. Da, nu se poate. Ce le mai trece prin minte? Ce m-ai ținut așa strâns? Păi, nu se poate, e prea strâns, de-abia ai încăput tu. Ne trebuie unul mai mare. Cred că ăsta e bun. Hai! O să țină? Nu știu, să vedem cât trebuie să-l întind. Am adus! Uite! Ce cu frânghia asta verde? Pe-am vopsit-o ca să nu se vadă în iarbă. E întuneric, oricum nu se vede. Leagă strâns! Trage, mă, așa, mă. Da. Așa e bine. Drișca, treci după lezi. Așa. Drișca, treci, mă, după lezi. Lăsați frânghia jos și lipiți-vă de zid. Bagă-te, mă, după ladă. E bine. Și eu ce fac? Tu o să dai semnalul. Iarăși dau semnalul? Asta e. Dacă trece pe Jean, fluier odată. Și dacă trece altcineva? Atunci fluier de două ori. E bine. Dar dacă e înarmat? Eu am adus asta. Dacă îl vezi că duce mâna la buzunar, dai cu bățul peste mână. Andreea, treci la locul tău. Care loc? După gardie un tufiș. La pun o siguriță la frânghie. Bine. Thank you.
Lucra bine. Când o să ajungă la Constanța, mă rog o să ne mai pomenească. Ca la carte, băi, da, ca la carte. Da, destul de bine. Tu ce stăteai, bă, ca statuia tăitorului de lemn? Ce vrei, bă, ce vrei? Mi-am fost frică să-mi dau peste dește. Veniți încoa. Acum cel mai important lucru e să nu vorbiți cu nimeni despre ce am făcut aici. S-a înțeles? Andreea. Da. Guriță. Da. Drișcă, tu ai înțeles, mă, ce-am spus eu? Da. Clafonul. Da. Hai acasă. Sărmâna? Unde ai fost până acum? La depou. M-am jucat. Eu mă duc să-mi iau niște țigări. De ce nu o trimis pe ea? Mă duc să iau și o puțin aer. Toată ziua stau în fum. Atunci de ce mai fumezi? Țigara are altfel de fum, nu? Hai să mergem. Du-te numai tu, las-o aici să mă ajute. Las că te ajutăm noi când venim. Hai, Andrei. Tata, trebuie să te duci urgent la Nenea Bejan și să-l duci la omul care a venit din București. Ce-i nebunit așa, Tamnesam? N-am nebunit. În seara asta nu o să mai aibă codiță. De unde știi? I-am tăiat-o. Urmăritorii e de acum într-un vagon de marfă și pleacă într-o călătorie neprevăzută. Chiar eu l-am urcat în vagon. Mai fată, tu vorbești serios? Astă seara ne-a jucat de hoții și vardiștii. Așa. I-am ochit pe codiță și l-am declarat hoț. L-am prins, l-am legat și l-am urcat într-un tren, într-un vagon de marfă. Și el nu s-a opus? Când vardiștii sunt buni, n-are cum să-i oprească nimeni.
Tu vorbești serios? Da, tată. Bine, și nu v-am recunoscut? Cu sacul în cap, n-avea cum să ne recunoască. Hai, du-te la nenea Bejan. Bine, du-te. Mă duc. Dar tu? Eu mă duc să-ți iau țigări și te aștept în poartă. Și intrăm împreună în casă. Bine. Întâlnirea era fixată pentru mâine seară. Ce s-a întâmplat? Dacă tot s-a evit o ocazie... Cu prea multe riscuri. Fata nu trebuia să vină la mine. Nici în secție, nici acasă. Nu știam că te-a vizitat. Pe altfel, cum ar fi aranjat întâlnirea? Am impresia că fiica ta face prea multe. E periculos și pentru ea, și pentru noi. Andreea e un copil. Deși fără ea, multiplicator ar fi ajuns în mâinile poliției din prima zi. Nu am să lămăresc. Asta în orice caz. Ai un copil bun, Mihai. Dar lucrurile au acum o altă gravitate, doar știi și tu. Știu. Și în legătură cu ea, am să-ți fac o propunere. Și ție și după ce vorbesc cu Tom. Stai. Tu nu te-ai schimbat deloc. Când m-am întors de la Caransebeș, nevastă mea nu m-a recunoscut. Dar de amintire o să ne ocupăm altă dată. Cum stați cu organizația? Acum mai bine. Și foarte bine cu simpatizanții. De altfel nici nu e greu. Cu nemții la fiecare pas, oamenilor le-a ajuns cuțitul la os. O să-ți spun acum câteva întrebări mai grele. În cât timp puteți mobiliza 100 de oameni? În 3-4 ore. Dar 1000. Mă bucură întrebarea asta, dar acum pe loc nu pot să-ți răspund. Savu e mai la curent cu problemele organizatorice. Savu? Nu e cel de la vagoane? Ba da. Trebuie să știi. Îl știu. E bine că puteți mobiliza 1000 de oameni într-o zi. Într-o jumătate de zi. De ce, Toma? Tu întotdeauna ai fost curios. E un defect? Uneori, da. O să aflați la timp. Păstrați legătura cu Alba Iulia. Bogdan, ce face? Tot pe locomotivă. Asta e bine. O să avem nevoie de multe locomotive. Andreea? Ai luat țigările? Da, tată. Nu-i așa că nenea Bejan e un om formidabil? Da. Același lucru mi-a spus și el despre tine. Azi mi-a crescut ficatul cu cel puțin un kilogram. Mai ales după ce mi-a făcut propunere. Ce propunere? Las că spun în casă. Hai să nu ne aștepte maică-ta. Sărmâna? Sărmâna? Am mai mult spor când sunteți plecați de acasă. Da? Atunci o să lipsim mai mult. Da, eu mă spetez și vă o varde de glumă. Hai, mâncați. Ce să mâncăm, că n-avem poronic? Unde? Mm.
Ai bun? Nu. Îngrozava. Nemaipomenită. Cu poate stau, nu? Nu vorbi cu gura plină. Ce ai spus? Cât poate sta un om fără mâncare? Ce întrebare mai ești asta? Tu vrei să spui că masa noastră e săracă? Ce, mor de foame? Nu, mamă, mâncarea e foarte bună. Vreau să știu cât poate sta un om fără mâncare? Vreo 5 sau 6 zile. Atunci sunt liniștită. Hai, termină odată, lasă prostiile. Mănâncă mai repede, vreau să spăl vasele. Ce propunere ți-a făcut Bejan? Știe totul despre tine. Cum ai fost la tapiserie, la Sitaru? Când i-am spus că acțiunea de la gara e și meritul tău, m-a luat după măr și a zis, bă, Bogdane, fata ta poate deveni utecistă. Utecistă? Mhm. Ce înseamnă? Asta e mai greu de explicat. Hai să luăm pendelete. Unde e? Cine? Păi pe cine ți-am spus eu să cauți? Pe domnul comisar Beraru. Unde e? Nu știu, l-am căutat toată ziua. Îl nenorocesc. Știe foarte bine că încep ziua cu el. Vreau să fiu informat zilnic ce face Bejan. Trimite pe cineva să-l mai caute, poate acasă. Nu este, domnule comisar șef, am vorbit cu nevastă sa la telefon. Nici ea nu l-a văzut de ieri dimineață. Înseamnă că s-a întâmplat ceva cu Bejan. Trimite pe cineva la depou. Au înțeles. Dacă a dispărut, Bejan îl dau afară pe Beraru. Da. Să vină la mine schimbul lui ăla, cum îl cheamă? Cristea. Cristea ăla. Să vină Cristea, am înțeles. Auzi? Da. Cum e șeful? Oh, groaznic. Ca de obicei, domnule comisar șef, m-am prezentat la domiciliul lui Bejan la ora 10 fix. Acolo facem schimbul. L-am văzut pe Bejan, acasă, când ridica rulorile de camuflaj. Deci era acasă? Da. Eu nu m-am îngrijorat că domnul Beraru nu era acolo. M-am gândit că dacă totul era în regulă, o fi plecat mai devreme. Așa că am stat de planton toată noaptea, am plecat cu el până la depou și acolo am așteptat să mă schimbe. Dar domnul Beraru n-a venit. Și ai plecat de la depou? Da. Și l-ai lăsat pe Bejan nesupravegheat? Nu, l-a supravegheat omul nostru din secție. Oricum să tusem două ore în plus. Mai! În misiune, până nu vine cineva să te schimbe, stai acolo până mai! Te duci imediat la caserie, spui că luna asta ai renunțat la jumate din salariu. Marș! Am înțeles. L-am găsit în vagon, domn doctor. Era legat într-un sac, l-am scos și l-am pus aici. Da, să-l. Apă. Trăiește. Aduce starga repede. Să trăiți, domn comisar șef. Ce mai? Domn comisar Beraru, vă roagă să veniți până în parc. Ce să fac, să mă duc în parc? Ce-a nebunit? Nu poate să urce. E beat. O să vedeți dumneavoastră. În ce parc e? Chiar aici, vis-a-vis.
Stai jos, vai de capul tău. Cum ai ajuns în halul ăsta, mă? La Filiaș. Ce ai căutat la Filiaș? Asta înseamnă că n-ați primit raportul poliției locale. Am fost găsit într-un vagon de marfă, legat burduf. Pe cap aveam tras un sac în care fusese var. Nu puteam nici să respir, am tras în piept tot praful. Mi-a ars gâtul. Și de ce ți-ai pus, mă, un sac în cap? Nu ți era cald? Nu, eu mi l-am pus, comisar șef. Ei mi l-au pus. Cine? Mi l-au tras așa, ca pe o cămașă de forță. Cine, mă? Nu știu. Iar relatează cazul. Da. Am stat de plantor în fața casei lui Bejan. Așteptam schimbul. Eram toropit de căldură. Când odată, ce să văd? Bejan iese din casă. Era pentru prima oară că își părăsea locuința la ora aia. M-am luat după el. Simțeam eu că se întâmplă ceva, că Bejan ca niciodată era foarte grăbit. Când a ajuns la fosta barieră din strada Florilor, s-a strecurat printr-o spărtură a gardului și a intrat în gara Triaș. M-am luat după el. Am intrat și eu prin spărtura aia gardului și am fost atacat. De cine? De Bejan? Nu, Bejan tocmai trecuse după niște vagoane. De atunci de cine? Nu știu, domn comisar șef. Mă, tu nu erai înarmat? Eram, domn comisar șef, dar m-a pognit cu un obiect tare peste mână. Mi-au fracturat patru falange, mi le-au pus în ghipsă ăștia de la spitalul din Filiaș. Nu bănuiești cine te-a atacat? Nu, domn comisar șef. Câți erau? Era prea întuneric ca să-i pot număra, dar erau mulți. Mulți, domn comisar șef, că doi mi-au tras acul peste cap, doi mi-au imobilizat picioarele, alții mi-au forțat mâinile și unul mă tot pognea așa, cu ceva tare. E, la început m-au aruncat pe calea ferată să mă taie un tren, dar probabil că până s-au speriat de fapta lor și m-au aruncat într-un vagon, un vagon de marfă. Acum, noroc că vagonul ăsta a avut o destinație mai rezonabilă, că dacă era să mă ducă până pe la București sau, Doamne ferește, până pe la Constanța, mă întorceam de acolo împachetat, ca într-un sicriu. Nenorocitule. L-ai prins? Păi, nu se putea altfel. I-am prins și perechea aerii aici. Și cum de te îndur să-l dai? Pe barbu nu pot să refuz. Mă lași pe mine să-l duc? Da, mergi cu mine? Da. Hai. Am să spun ceva. Ce anume? Nu pot așa de bine. Ne mai plimbă puțin? Bine. Măguriță, tu știi ce e a luptă de clasă? Aha, când se face de-a șaptea cu cei de-a opta. Ești prost. E vorba de lupta dintre clasele sociale. Muncitorii cu fabricanții, țăranii cu moșierii. Și unde se duce lupta asta? Păi peste tot și tot timpul. De aceea fac muncitorii greve, iar țăranii răzmerițe. Și nu se poate încheia pace? Nu. Dar ce faceți, mă, acolo? Ei. Ne ziua la Corat? Săruna, doamnă! Bună ziua, copii! De unde știi tu toate astea? De aceea, pentru care am împărțit manifestele. Și împărțirea manifestelor face parte tot din această luptă. Ce spui mie toate astea? Pentru că tu și cu mine, dacă vrem, putem deveni uteciști. Asta ce? Organizația tinerilor comuniști. Știi că n-ai voie să pronunți cuvântul ăsta. Care cuvânt? Comuniști. Da, ai dreptate. Ai dreptate. Și știi de ce? Nu. Pentru că ei conduc lupta de clasă despre care ți-am vorbit. Tata spune că e o mare cinste să fii cu ei. Și cu ce am meritat noi această cinste? Păi n-am împărțit noi manifestele. N-am imobilizat pe comisarul ăla. Da, dar el nu era fabricant. Ce am avut cu el? Nu era fabricant, dar poliția e de partea bogaților. Ea apără interesele exploatatorilor. Uite, Neumann, de exemplu, proprietarul fabricii de textile, acolo unde lucrează mama, are 6.000 de muncitori. Fiecare muncitor produce pânză la mașina lui de, hai să spunem, 1.000 de lei pe zi. Deci 6.000 ori 1.000. Salariul unui muncitor este de 30 de lei pe zi. Restul, 970, intră în buzunarul lui Neumann. Asta înseamnă că Neumann îi exploatează pe muncitori.
Adică trăiește de pe urma muncii muncitorilor, înțelegi? Da. Bine, bine, dar fabrica și mașinile sunt ale lui Neumann. Fără ele, cu ce ar mai lucra muncitori? Ei, costul lor l-au scos până acum de 1000 de ori. Trebuie să știi toate astea ca să devii utecist. Așa a spus tata. Trebuie să fim conștienți de ceea ce facem. Noi atunci am împărțit manifestele doar așa, în joacă, ca să ne batem joc de polițiști. De acum încolo, trebuie să le distribuim, fiind conștienți de ceea ce facem. Înțelegi? Și când o să se întâmple asta? Chiar azi. Polițiștii nu o să se mai aștepte să ne mai avântăm din nou. Trebuie să-i ținem mereu, tot timpul în alertă, înțelegi? Cum să nu înțeleg? Deci vom reface același traseu. Începând cu malul Mureșului, gara, cu fabrica de vagoane și centrul orașului. Dar e cea mai importantă. Acolo, tot timpul, sunt mulți militari. Și ce mai fac comuniștii în afară de lupta de clasă? Întrebarea asta mi-am pusă și eu. Și ți-ai dat un răspuns? Ba da. Mai luptă. Și în primul rând, ca Ardealul să fie din nou al nostru. Stai puțin.